Pe 5 ianuarie 2016, la Registratura Primăriei Buzău a fost depusă o solicitare către Consiliul Local Municipal. Un cetățean buzoian care se prezintă drept un contribuabil restanțier la bugetul local de aproximativ 10 ani solicită să îi se șteargă datoriile către municipalitate. Dânsul face referire la Ordinul de Urgență al Guvernului numărul 44 pe 2015 privind amnistia fiscală. Ordonanța care a fost dată de guvernul Ponta și care e aplicabilă și în continuare, în momentul de față, se referă la posibilitatea introducerii în consiliile locale a unor proiecte de hotărâre ca să acorde anumite facilități fiscale sau amnistie fiscală, înseamnă să ștergi datoriile istorice ale unor categorii de cetățeni sau ale cetățenilor în general. Ordonanța guvernamentală poate fi de real folos în cazuri sociale în care unii cetățeni nu dispun de posibilitățile materiale necesare pentru achitarea dărilor către primărie. În această amnistie fiscală ar putea să intre, pentru că noi dăm o hotărâre de consiliu pentru toți cetățenii. Și acest lucru a pornit la noi în municipiul Buzău. A existat o solicitare de un cetățean, a solicitat să introducem pe ordinea de zi o amnistie fiscală pentru că dânsul nu a plătit taxe și impozite 10 ani de zile. Nu e niciun caz social, nu este nici persoană cu handicap, pur și simplu nu a plătit. Că are bani, e adevărat, nici dumneavoastră poate n-aveți de fiecare dată bani. Dar nu putem să facem amnistie fiscală pentru o foarte mare categorie de cetățeni care nu se încadrează în celelalte prevederi pe care noi le punem la dispoziție din punct de vedere al asistenței sociale. Cererea a fost supusă votului consilierilor locali din Comisia de Patrimoniu, care au respins-o în unanimitate. Deoarece votul comisiei este consultativ, solicitarea va fi totuși propusă într-o ședință a Consiliului Local Municipal. Mi se pare să a deschide o cutie a Pandorei. Este un punct de vedere personal. Ca și consilier voi avea un singur vot și voi vota cu o singură mână, indiferent cum voi vota, vom introduce pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, pentru că nu este obligativitate. Doar la latitudinea consiliilor locale iau hotărâri de acest gen. Ordonanța permite, doar permite, nu obligă. Și vom promova un proiect de hotărâre pe această temă în Consiliul Local. Iar ce va decide Consiliul Local se va respecta. Rămâne ca solicitarea de amnistie a cetățeanului buzoian să fie analizată de către aleșii din Consiliul Local Municipal, care vor emite și o hotărâre în acest sens.